pornim de la lucrurile care îi plac și cred că oricărui om, acum dacă tot e și vorbim așa la, în fața unui public și suntem la modul, să vorbim la modul general. Oricărui om îi plac călătorile și orice lucru poate fi privit asemenea unei călătorii. Adică călătorim prin viață, călătorim prin clipe, călătorim prin emoții. Călătoriile ne plac tuturora. Da, pare o imagine așa din călătorii cu Thailanda. Deși cred că femeile pe acolo nu sunt chiar așa de frumoase, de aceea cred că avem și influențe rusești, să spunem. Așa. Domnișoara din imagine pare să se afle într-o călătorie. Destul de lungă. Continuă discursul. Dar nu am seama foarte bine ce sunt, ce este în imagine. Cred că sunt niște cercei. Să fim mai bine. Așa, cred că sunt niște cercei, nu poate să... A, sunt două perighete. Bun. Așa, două perichete și urmează și rezultatul acelor perichete clipe de la călătoria dar în Thailanda și cu influență de rusești. Da. Adică, întotdeauna, schimbul de experiență ne stimulează imaginația și curiozitatea și dorim să avem în preajma noastră o viață nouă, indiferent sub ce formă va fi aceasta. Reprezintă căsnicia tipică, aș zice eu, în sensul în care, spunea o prietenă, nu există alfa male. Alfa male este un mit. Cred că aici avem o reprezentare destul de reală, să zic așa, a ceea ce se întâmplă într-o căsnicie. Ana, aș zice că e chiar așa o reprezentare, nu. Să nu exagerăm. Bărbații nu sunt chiar așa micuți, așa cumva. Acest cățeluș. Ne-ai face un subiect, ce anume îi faci cadou? Ce anume îi face cadou? O călătorie. O călătorie... Așa? Atât, ultima imagine a fost aceasta? Mulțumesc.